Jandarmeria română a sărbătorit împlinirea 163 de ani de activitate prin mai multe acțiuni. La Arad a fost organizată Ziua Porților Deschise. Astăzi, la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean Arad, a avut loc evenimentul Ziua Porților Deschise. Cu acest prilej, copiii au avut ocazia de a cunoaște misiunile și acțiunile jandarmilor, au putut să viziteze standurile de prezentare a echipamentelor și tehnicii din dotare. Cu acest prilej au vizionat un film despre jandarmeria română și au vizitat spațiile de lucru. Celor mici le-au fost prezentate de către jandarmi mai multe exerciții care i-au fascinat. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Nu trăsc cu puștile. Ai vrea să tragi tu așa? Da, rău. Cum am fugit câinii. Îți plac câinii? Da. Atunci când câinele au mușcat pe omul acela. Când a tras cu pistoale. Vizita copiilor la Inspectoratul de Jandarmi a fost posibilă și datorită faptului că Ziua Porților Deschise a coincis cu săptămâna Școala Altfel, care prevede organizarea de activități extrașcolare în toate unitățile de învățământ din România.